Nu este normal. Vrem, într-adevăr, să avem profesori care să nu existe exact aceeași tipologie, cum iată se întâmplă în zona pensionarilor, pensii mizere. Vrem, într-adevăr, profesori care să fie respectați. Un profesor care să fie la clasă în fața 30 de copii, să-i învețe pe toți la fel. Adică să nu meargă pe discriminare. Părintele tău e în domeniul ăsta, părintele tău e așa, tu ești mai sărăcu, stai deoparte, nu mă ocup de tine. Adică vrem să vedem caractere de profesori care să aducă țara la un nivel înalt, da? Prin educație o aduci. Păi dacă avem numai loaze în funcții, că îi vedem pe toți la televizor ce declarații fac, cel puțin dacă stăm să-l ascultăm pe Ciucă, hai că a mai evoluat puțin și are un limbaj mai corect. Dar înainte trebuia să-i tai toate burțile de ăsta, înțelegi ce vrea să spună omul ăsta. Atunci, asta spun profesorii, nu trebuie să cedeze sub nicio formă și nici măcar să răspundă la un șantaj. L-au făcut odată. Pentru că am înțeles cu toții că în ăștia 33 de ani, apropo de ceea ce spui tu, Radu, au aceiași lideri de sindicat. Da, pentru că și aceștia sunt tot de culoare politică. Să-mi spună nimeni că învățământul nu-i politic. Că avem directorul la școală sau grăniță pus politic, inspectoratul școlar pus politic, ministru pus politic, totul are o coloratură politică. Nimic nu are legătură cu învățământul, ad literam. Adică despre asta vorbim. Profesorii, dacă au început acest demers, să-l ducă până la capăt, să aducă învățământul acolo la rang de cinste. Și pentru asta, da, trebuie să uităm și noi părinții ceea ce s-a întâmplat în pandemie. Faptul că ne-au obligat copiii să poarte măști, faptul că inclusiv au fost profesori care pur și simplu au trebuit să vaccineze, pentru că altfel nu mai mergeau la școală. Dacă nu era procentul ăla de 60% de profesori vaccinați, nu se deschidea școala. A fost un lucru pe care l-au făcut și ei. Au fost și lucruri rele pe care le-au făcut și ei. Dar haide să lăsăm odată să fie momentul la zero, să fim și noi alături de profesori. Ne ducem copiii să învețe. Vrem și noi siguranță în școală, vrem și noi zero droguri, vrem și noi zero fumat în școală. Vrem și noi atâtea lucruri. Decență, caractere, clădite, pas cu pas, vorba lui Iohannis, dar nici măcar asta nu îi aparține, că pas cu pas spre o Românie educată. Care naiba România educată? Până și ministrul educației spune ce jeraie, ce membraie, ce pretenții mai avem atunci? Cătălin, te rog. Păi, e simplu, Gabriela. În 26 aprilie erau niște amendamente ale legii educației. Să primească și profesorii 400 de euro care nu erau de chirie, cum primesc polițiștii, procurorii, cei care sunt în funcție, mai. Nu toți. Care nu toți? Procurorii nu primesc toți care n-au casă, le plătesc și casa. Cum nu toți, mă, Gabriela? Procurorii își cumpără case, divorțează între ei, stau soț, soție în aceeași casă. Uite, îți dau exemplu. Că eu am mai fost la proteste și l-am susținut pe Paul Feroiu, am mai vorbit și cu jandarmi. Adică primești 600 de lei. Cu 600 de lei nu poți să-ți iei chirie nicăieri în București. Dar nu primesc nimic. Păi, pe materiale, erau niște amendamente. Profesorii trebuie să învețe în fiecare zi. Că lumea nu înțelege. În fiecare zi trebuie să cumpere, ca și doctorii. Doctorii își cumpără materiale după ce au trecut facultatea, după ce au făcut rezidențiat, după, își cumpără în fiecare zi culegeri, materiale și învață zi de zi. Pentru că sunt noi tehnici și la fel profesorii. Ai nevoie de materiale, ai nevoie de lucruri. Păi i-au scos din lege în 26 pentru că doar în curte. Păi cum încetă procurorilor? Păi vrei să vă spun că acum îmi fac numai probleme, dar le spun. Bă, procuror, soție, divorțează, ei stau împreună și au 600 de euro unul, 600 de euro unul, plină România. Adică până la chestia asta se pretează? Da, atât de 1200 de euro pe lună. Da, se pretează la chestia asta. Poliții, 600 de lei, cum spui tu, 600-800 de lei, depinde de oraș. La fel. Au voie să-și cumpere case. Păi de ce au voie să-și cumpere case și statul le susține și profesorii nu au voie? Pentru că poporul doarme. Păi da, despre asta vorbim, Gabriela. Profesorilor poți să le dai și altor, nu celor care lucrează în primărie, nu celor care, că ce fac, nu fac nimic. Bă, ăștia-ți învață copii, dă-le salarii mici dacă le dai, dar fă-le, mă, niște facilități. Dă-i un credit garantat de stat la bancă, garantat de stat că e profesor, lucrează la tine, să poată să-și cumpere apartament. Cu o dobândă de 1-2%. Fă-le ceva dacă n-ai bani, fă-le, dă-le ceva dacă n-ai bani să le dai fizic bani la salariu. Fă-le ceva să trăiască. Dacă vrei să ai o educație cât de cât normală, dacă vrei să avem cât de cât niște copii normali, pe dacă tu îți bați așa joc de ei, pe eu ți-am zis, mie îmi pare, eu m-aș duce în locul profesorului până la capăt. Până la capăt și ar trebui să iasă părinții și elevii alături de profesori. Păi, asta am spus. Să învățăm odată că ar trebui să-i dăm pe ăștia. Poate este un moment, este vară, este frumos afară, nu este frig. Dacă vine o ploaie neudă,
e cal ne uscăm, poate ar trebui să ieșim în stradă și să-i dăm pe ăștia odată, să-i fugărim din țară pe toți. Eu cred că asta este un motiv foarte bun în momentul ăsta, cu toții, de la toți, numai că ce atâta stăm, ne e frică de cine? Păi dar de cine ne e frică? Uite, avem acum 5 zile. Avem 5 zile libere. Păi dacă afară cu toții de la Iohannis, pe la toți, ia plecați, mă. Plecați, mă, duceți, sunteți așa slabi, sunteți vai de mama voastră, nu știți să conduceți o Românie. Păi nu vă ține mă nimeni cu forță. Hai, la revedere, drum bun. Să vină alții. Pe asta trebuie să facem.